Obiect le ajung pe, în primul rând prin descoperiri arheologice, din donații și mai puțin, a fost și pe vremea comuniștilor, prin confiscări, dar mai puțin, la arheologie, mai puțin. După care intră în procesul deci, de conservare, de curățare, de dezinfecție, de stabilizare și merg la restaurare. În expunere, din inventarul muzeului, cam 5% intră în expunere. Marea majoritate sunt în depozite, dar e prin rotație toate cam sunt. Funcție, bineînțeles, de gradul lor de conservare. Cât sunt mai fragile, normal că nu o să le expunem des sau chiar deloc.